Vă salut, prieteni de pe Facebook, subsemnatul pe zonă, la Chill Brother Studio, să vă răspundem și noi la întrebări. Un anume, Bobby Valentin mă întreabă, din punctul tău de vedere, ca artist de muzică rap, ce părere ai despre MC care își uită fanii adevărați? În sensul, atunci când dau de cașcaval, compun cântece pentru publicul larg care nu... What the fuck, man? Prietene, fiecare face ce știe cu gura lui. Corect? Nu judecăm, nu știi ce zic, atât timp cât nu ești în pielea personajului, n-ai ce să zici. A, sunt o felul de pragmatici strecurate în hip-hop și oarda iurea. Și n-am nicio treabă cu fanii, pentru că ei oricum n-au treabă cu muzica, doar se plictiseau și sunt și aici. Asta e altă treabă, altă discuție. În rest, numai de bine pentru toată lumea. Mihop Silviu. Dacă sunt mulțumit de felul în care merg lucrurile în zona underground. Păi ce să zic, frate, sunt și nu sunt, ca să fiu sincer cu tine. Pe de o parte e bine, se întâmplă tot felul de evenimente, mișto, festivaluri, apar din ce în ce mai mulți DJ, din ce în ce mai mulți MC, lirică din ce în ce mai bună, flow din ce în ce mai bun. Lipsesc banii ca de obicei și în underground e nevoie de bani și de susținere financiară. Hârb Marian, ce părere ai despre noul val, adică tinerii care fac rap? Mă refer doar la cei care o fac ca la carte. Concluzie finală, dragă Marian, sunt foarte, foarte încântat și cel puțin văd pozitiv lucrurile în viitor, pentru că există MC de calitate noi. Da, există și o să-i auzi chiar pe compilația Untera de instrumentale volum 2, produsă de subsemnat. Milian Chavez, o să pregătești un nou featuring cu nimeni altul. Te întreb deoarece legalizați gândurile și de la 8 la 4 sunt mindfuck. Ok. Ești din mindfuck. Băi, nu știu dacă o să mai facem. Eu sper că o să facem cât se poate de curând. În rest, peace. Așa, întrebarea numărul 4 sau cine mai știu am pierdut. Gata, nu mai. Claudiu Negreu. Mamă, câte întrebări, mă, trebuia să-mi dai un telefon. Un Samsung. Care e părerea ta despre rapul românesc, începând de la cei ce vin din noul val, cei de la battle-uri de anul acesta până la veterani? Păi să o luăm cu începutul. Mulți din veterani sunt prieteni, am lucrat împreună, îi respect și ei cred că pe mine la rândul lor, și cum am răspuns mai devreme, sunt foarte încântat de noul val. O multitudine de flow-uri și de stiluri. Sper să nu se strige nici ei. De ce nu se mai fac trupe, iar rapperii preferă să o oardă solo? Păi cum, de ce nu se mai fac trupe? Unde sunt mulți? Mult cașcaval. Mai puțin? Mai mult cașcaval? Mai băiatul, nu? E vorba de bani, îmi pare rău să spun, dar cam asta e treaba. Știi ceva de genul? Man! Și asta vreau să o zic tuturor. Nu mă întrebați ce fac alții. Întrebați-i pe ei. Nu sunt birou de informații. Ok? Știi ceva de albumul la care lucrează la familie? Nu. Ce părere ai de rapperii cunoscuți din provincie? Bună. Lucrez la vreun album? Da, albumul 3. Ce trebuie făcut pentru a avea multe colaborări cu MC de afară? Rap de calitate, sunet bun și, bineînțeles, trebuie plătiți, iar ne întoarcem la bani. Deci, fără sponsor, nu faci. Și că de ce nu avem posturi de hip-hop precum Rocul și Maneaua? Mă, e mult de povestit aici, e mult, mult de povestit. În primul rând și în primul rând că nu se vând albumele cum ar trebui să se vândă. Dacă toți rapperii ar vinde la high level, cum s-ar zice, cel puțin eu m-aș asocia cu 2-3 și poate am reușit să facem o televiziune hip-hop. Cumpără CD-ul, vină la concerte și asta nu ți-o zic ție special, zic în general, da?
nu fac politică, ci problemele țării. Sunt probleme grave, nu le discutăm aici. Ce probleme am eu sunt infime față de ce probleme sunt în țara asta, crede-mă. Ce părere ai despre conflictul din Ucraina? Păi, n-am o părere bună despre niciun conflict violent din nicio țară. Pace. Ionuț Adrian, cum e cu telefoanele dubioase? Cum? Greu. Purcăroiu Mihai, ai fost vreodată contactat să faci vreo piesă cu cei de la Paraziții? Bă, sincer să fiu, s-a discutat acum vreo 10 ani o chestie, dar noi mai mult cu Berea, cu Caterinca, cu, știi ce zic? Așa, al prieten. Laurențiu Ciopec, mamă, câte întrebări ai, altul. Ce te-a determinat să scrii? Ce m-a determinat să scriu? Ce mă determină și astăzi să scriu? Starea mea psihică, mediul în care trăiesc, felul în care îmi duc viața, problemele, bucuriile. Nu pot să mă abțin, o chestie, na. De asta sunt MC. Ce părere ai de fanii români? Bă, bună și rea. Foarte energic, foarte plin de viață, dar la capitolul susținere financiară e greu. Dar știu, pentru că și la rândul lor, na, e viața grea. Dar dacă a renunțat la cola, la țigara aia și pachetul la infect și zice, bă, nu stau 15 lei, dau la 15 lei, nu mie. MC-ul, uite, o preferat, știi? Dar, na, cu timpul învățăm. O întâmplare din liceu care te-a influențat într-un fel anume. Băi, am învățat să prețuiesc mai mult viața, să nu mă rup cu capul înainte în orice distracție. Un prieten al meu a fost la un pas de moarte și nu s-a venit niciodată. De fapt, amândoi am fost frumoase. Mi-am dat cu mașina, așa, nu știu cum. Na, nu mai vreau să discut. Șoc! Ce îi spune unei persoane căreia nu-i place rapul și crede că e ceva mult mai obicent? Să-l asculte pe Cedric. De la noi. În rest, am 1000 de exemple. Ce mesaj ai pentru tinerii care vor să facă hip-hop? Să-l facă. Să-l facă, dar să fie atenți cu cine, ce și când, da? Ok? Colaborare cu Sișu, mă întreabă Tane Andrei. Bă, o să am vreo 20 de colaborări, dacă nu te-ai prins. Dar o să mai fi, sigur. Robert Gibralex, ce părere ai de Dragon? Încă o dată vă spun, nu-mi dau cu părerea despre alții. Nu. Și măcar dacă mi-aș dau, mi-aș dau de față cu omul aici, să zicem. Ei, nu e genul. Ce gen de literatură preferi? Băi, citesc foarte multe cărți de spionaj. Și, spre exemplu, ce am recitit de curând și s-ar putea să vi se pară amuzant, e Sherlock Holmes. Îmi plac mie foarte mult. Ce să faci? Asta e. Chilon Teotor, în viitor vom mai avea parte de vreo bucată marca subsemnatul, picturing nimeni altul. După cum am mai spus, se poate, nu se poate, oricum nu mai de bine. Nu plânge Ade. Vai, mică, multe întrebări degeaba, bătă la răspunsuri. Ecco, nu fi nici ture. Eu apreciez întrebările, crede-mă. Mario CH, cele mai bune 3 albume din rapul românesc. Pale mele. Cele lucrate de mine, ca să fiu nasol. Cu ce artist din underground mai făcut, ar plăcea să faci o colaborare? Băi, am mulți pe listă și o să-i auzi pe album la mine, dacă nu pe materialul întera din instrumentale. Fii sigur de asta. Că nu faci muzică, cu ce te ocupi? Hobby-uri? Băi, sport, mult sport. Recuperez nopțile pierdute. Dacă ai schimbat 3 lucruri la rapul românesc, MC, chiar și fan, care ar fi acela? Băi, aș schimba începutul. Felul în care
s-a mușcat în felie, a fost greșit, ca să zic așa, înțelegi? Cu lăcomie, cu minciună, cu traduceri multe, nu merge așa. Robi, Robi, ce părere ai despre micii MC de la 14-15 ani? Bravo lor, le apreciez curajul. Grijă la dicție. Deci Silviu Florin Malene mă întreabă dacă piesa Telefoane dubioase e după un caz real. Din nefericire este, dar este un caz real foarte vechi, are un deceniu jumate. A fost o joacă de copii. Ionuț Mihail mă întreabă, de ce nu faci și muzică pe radio? M-am ușor și sigur, nu ne aruncăm așa cu capul înainte că poate greșim. Cristi, Cristi, băi, colaborez cu artiști mai mici, dar dacă sunt mici, mici așa nu. Să-mi rupă capul și face treabă, dar în rest nu, nu mă bag. Mai ales dacă nu te cunosc, nu mă asociez cu persoane pe care nu le cunosc personal cât de cât. Poate azi ești record și peste 3 ani ești gay. Îmi pare rău, nu. În rest, subsemnatul vă salută, vă mulțumesc pentru întrebări. Mai mult curaj data viitoare, că nu, nu e nicio problemă. Vă aștept la show-uri și nu uitați, albumul Revanșa încă rulează. Pace!